Gata, ai ieșit la drum liber, ți s-a deschis tot. Cum? Ți-ai dorit? Problemelul era încă în vigoare, da? Se deschid drumurile și e un problemel legat de drumul ăsta, deschis total, praiești, pentru tine. Ca și vrăjitoare, mag, zic cum vrei. Urci în vibrație. E un programel, totul are un preț. Okay. Tu nu-ți mai aparții ție. Cât de mult nu, da? Gata, e libertate, Sam. Era întrebarea tot timpul, o aveai. Ești pregătit, pregătită pentru libertate? Nu știu dacă ești pregătit, pregătită. Ce înseamnă libertate? Nu-ți mai aparții așa de liber. Paradox. Așa de liber, liberă. Devii? Știi tot, simți tot. Da? La distanță, orice. Tarotul e omul, scanezi diagnostica de la distanță. Îl simți, o simți, știi. Omul poate să te întrebe telepatic și tu să-i răspunzi telepatic, simțind, înțelegând unde e, simți dacă bea, poți să-l scoți pe om din beție într-o clipă, tu îți dai seama ce tare, poți să, la un moment dat cineva pierde, îi arde casa, îi arde și omul nu știe, omul nu e în zonă. Și prin tine poate să, tu poți să-i dai de telepatic, cine îți vine primul în imagine, ăla pățește. Telepatic primește, e mai ceva decât din asta, din asta de urmărit, zi, camere de urmărit. Mai ceva decât o cameră de urmărit. Tu știi când, când pornește, camera de urmărit nu are senzor de când se aprinde, da? Un loc, un spațiu și trebuie salvat sau și psihic și fizic și material și inima, referitor la inimă, când trebuie salvat, când pornește, da? Cum era, da? Telepatic simți? Ei, așa și în plan material, pe plan material, mă, de asta vreau să zic. Și ai ieșit la număr mare, gata, drum bun. Relax, că sunt lângă un mag, că sunt lângă o măguță, relații, divan feminin, divan masculin. Ce mă fac? E vrăjitoare și o simt, o simt, sau îl simt, îl simt, că îmi face, îmi drege, de mă nenorocește. N-am ieșire la mare, n-am scăpare, da? Și noi oamenii suntem liberi, că unii merg până la capăt în... simți în relație, da? 3D, aduți aminte. Simți nebunit la servici. Te-ai arunca în brațele cuiva, dar ai soț, soție, ai copii, ai, da? E un fel de cod de onoare care se delituie la un moment dat când urci în vibrații. Rămâne undeva ceva acolo care mișcă sori și stele, dar... trebuie să accepti și partea aia și partea asta la altă ca să mergi mai departe. Și unii au mers pe drumul deschis. Dom'le, ce simt? Asta e, asta e inima. Da? Și alții nu. Aveau ascheză mod, călugăr mod aveau. În una, două, intrau în... că trebuie, da? Că... și lângă tine era ea sau el, tu ziceai, mamă, ce el îmi e... deci mi-e fidel, mi-e fidelă pe cine am lângă. Nu, omul e, intră în ascheză mod, în ăsta, în călugăr mod, că aia nu-i corect, aia, da? Trebuie să, ca să ai ceva în viață, să ți deschidă niște uși, subconștient se pornea programelul ca un gărmod care îl avem cu toții. Altfel mergeau alții și dezvoltau să devină, să-și ia un job undeva să stea singur, să stea într-o căsuță singur, să plece chiar să fie călugări singuri, da? Fiecare.
Noi fiecare avem programelul ăsta și depinde de fiecare cât îi dă voie să se... Da? Știi că acolo trebuie de umblat un pic să fie echilibru, așa ți se deschide una alta, ca să poți să-ți permiți, să zicem, nu 5 amante, o amantă pe lângă casă. Adică, știi, bărbații aveau în 3D, aveau minte o țără când umblau la macaz. Bun. Acum când urci în vibrație, sunt altfel relațiile, nu mai merge cu alea din 3D, dar da, plus minus, la bază trebuie să ai ceva, să înțelegi cum merge. Bun. Tu acum, când te despachetezi ca vedmă, ca măguță, ca vrăjită, ca zic cum vrei, când urci în vibrații, ai drumurile deschise, ai libertate, am mai zis, ce înseamnă? Tu nu mai ești tu, tu când te gândești la ceva undeva, nu mai, nu e ceea ce... Întrebarea nu e corectă pentru tine, nu mai e corectă. Ce vrei? Trebuie să te gândești ce vrei, ce-ți place. E o căpcănuță. Și tu răspunzi la ce vrei. Apoi vreau așa, vreau așa, vreau așa. Nu, tu tarotul ce vrei, cineva vrea. Asta era gen colectiv. Dar nu e... Tarotul e câmpul tău energetic, punct. Nu-ți mai aparții ție. Aici s-a dezolvat egoismul în... Se moa, se toa, da? Gata, nu mai tot ce spui, ce vrei, ce, da? Acolo era. Și să plece din mine tot, și gusturile nu știu a cui sunt și nu sunt ale mele. Ei, acum accepti tot, pentru că asta e ușa care ți s-a deschis, sunt abilitățile, acolo intri, nu sunt abilități, așa ai fost dintotdeauna, dar începi să înțelegi, da? Abilitățile sunt, aha, moment, înțelegi. Faci aia, faci aia. Nu faci aia. Bun. Și acum urci în lumină, în vibrații, se dizolvă cu aha moment. Da? Ai înțeles? S-a dizolvat. Se transformă în altceva. 3D, vrăjitoarele, magii și așa mai departe. Dacă îi plăcea de un bărbat sau lui de o femeie, o lega de el, de ea, să mai aibă la palmares, nu neapărat fiecare să se laude. Sau să ego, sau să-și mângă ego-ul, că, da? Dar la inimioară, să fie ceva ce, da? Acum nu mai merge. Acum cu cât mai mult deci se urcă în lumină, în vibrații și omul când încearcă să lege după cum se trăia pe timpuri, am mai zis, nu mai merg regulile de 3D, nu mai merg. Da, dar la bază trebuie să fii gata cu baza, s-a disolvat. Da? La bază, cele mai... ceva tehnic, ceva de mult uitat, da. Cu cât mai mult insistă el sau ea să-și lege de el sau de ea, nu știu pe cine, că n-ar lăsa pe așa, în triunghiul, da, de mai în masculin, de mai în feminin, nu mai merge. Cu cât mai mult cineva leagă, da? Și măgește și așa și face și drege să țină în familie omul. Și omul a trăit cât a trăit, da? Ai văzut cum... Dacă nu sunteți la distanță, sunteți clipă de clipă în fiecare zi, e un programel care e o saturație de emoții, de feeling, de tot ce vrei. Și atunci omul caută ceva să fie la distanță, ca să țină... îi place de cineva și nu vrea să piardă și își alege un job ca să țină la distanță întâlnirile sau, da, e acolo ceva ce simte că îi place, da, nu se pierde în van, adică e un motoraș care îi ajută ca o muză, da, feeling-ul față de cineva și atunci alege un job să nu se șteargă relația, da? Să nu se sature unul de altul. Și cineva dacă că așa suntem acum, urcăm în vibrație, ăștia suntem, una, două, ne săturăm programele de saturație, explodează și lumea pleacă, divorțează din senin, nu mai trebuie, n-a trebuit niciodată, da? E programelul căsătoria care leagă omul și îl nenorocește și dispar simțurile, punct, pentru nu știu ce din ăștia trebuia hrăniți, nu știu ce elită, cu nenorociri și cu familie și cu...
Dar asta ziceam, dacă cineva tot acolo e, da? Și vrea să lege omul de el, de ea, da? Magic, nu leagă omul, el se închide, ea se închide în ce a făcut și omului îi se deschide în altă, știi, cu cât mai mult era, așa era înainte. O să leg, o să-i fac tot ce așa știu eu și o să fie cu mine, ea sau el, da? Și că mai are pe nu știu cine și să-l întorc, să o întorc de la acolo unde se uită, să se uită doar la mine, să fie doar cu mine. Și legând așa, te legi pe tine, ea sau el se lega și dincolo se deschidea drumul ăla sau aia care era undeva, poate nici nu știa că cineva e îndrăgostit, tu nici nu știi, să zicem, cineva e îndrăgostit de tine, dai în relație, are familie, are nu știu ce. Și acolo se deschidea drumul minunat, superb, și în relații, și în ceva material, și în ceva, da? Energetic, se deschide alt drum. Cu cât mai mult ține, asta a fost dintotdeauna. Dar, mă, tu tarotul acum, a cuiva ceva, niște răspunsuri dai. Înțeleg. Și nu mai are treabă, omul. Liniștit, deci relax. Am primit întrebarea asta, acum m-am trezit dimineața și asta era întrebarea. Relaxează-te și primește plăcere, da, dacă violul e inevitabil. Deci jumătatea ta te leagă, te, da? Aia din trecut, să zicem, cu care nu mai ai treabă. Trebuie să te desparți, că nu mai ai nicio ieșire, scăpare și nu vezi lumința de la capătul tunelului, da? Trebuie să vă despărțiți. Și jumătatea, da, nu te lasă, face, măgește, drege. Și tu nu știi cum să zici și simți că, domnule, a măgit, a făcut adres, m-a nenorocit, a trimis magic, dacă îmi place să fiu fire liberă și să mă duc să mă culc cu toate la rând, îmi trimite boli, boli de la chakra a doua, să mă umplu de toate și să, da, e nebună, face tot felul de zezebâze. Și banii dispar și tot nu știu ce, mi-închide toate drumurile și cu cât mai mult îți face, îți închide și îți așa, ești vibrațional, energetic, ți se deschide alt drum, liniștit. Dacă tu nu ai nicio vină în asta, nu, alea sunt altele. Păi da, am o vină, că n-am grijă de copii, să zicem, sau văd liber altfel viața. Urci în vibrații, nu mai merge că trebuie să ai grijă de copii, culmea. Că nu știi cine e sub măștile copiilor tăi. Nu că i-a făcut cu alții, nu contează. Și poate fi și asta. Ai să râzi. Păi da, ADN poți să verifici. Nu. Nu poți să verifici. Depinde în ce lume sari, depinde când, cum, clipă de clipă, sub masca cu ești, masca în care lume sari, a cu ADN. E complex, e frumos, e debil. E diferit. Ok, asta vreau să zic. Nu poate să te mai țină nimeni cu nimic. Tot ce faci sunt alegerile tale. Tot. Fricile tale. Tot. Și atunci ți se deschide în alt loc, ți se deschide și simți o libertate și te duci la omul ăla să zicem, Doamne, ce bine respir. Și chiar dacă îmi zice nu știu ce, sau lasă să zică ce vrea, eu mă simt așa de bine în casa lui sau a ei, da? Mă simt așa de băgat în seamă, îngrijit, nici nu contează, poate nici nu vorbește cu mine, poate numai, da, din priviri și mi-e destul și sunt așa de mulțumit, mulțumită și nici nu trebuie să mă gândesc în prezența lui sau ei, nu mă gândesc la bani, de unde să fac rost, de unde să nu știu ce, nu mă gândesc la ce o să fac mâine, pentru că în clipa asta mă simt așa de mulțumit, împlinit și fericit că am tot. Clipele alea le adun, da? Și atunci ancorezi pământul tău unde, că zicea cineva, rai pe pământ nu există. Ei, există, ăsta e. Ancorezi clipele astea care le simte. A fost. Și după aia umbli și cauți. Asta era în 3D. A fost o clipă așa, după aia umbla nenorocit și căuta în femei sau femeile în bărbați. Clipa aia care a fost cândva, care a fost, ea este, ea a fost dată peste cap, ea, na, clipa aia,
Aia înseamnă să ancorezi, aia înseamnă să-ți ancorezi lumea personalizată, să-ți ancorezi viața minunată, fericită. E clipa aia, din copilărie, din adolescență, prima dragoste, prima nu știu ce. Este, e posibilă și vibrațional și poți să nebunești de dragul unui om și să fii lângă el și să-l găsești sau să o găsești și să-ți ancoreze viața așa. Nu e posibil să-ți fie drag omul atâta timp și să te gândești și să... Trebuie să fiu la distanță, că altfel să nu-l pierd. Nu. Încep să-ți ancorezi așa ceva și e normal și e sănătos și sunteți împreună ceea ce era dat peste cap în 3D. Înțelegi? Că era și programelul să fiți singuri. Ei, treci în altă dimensiune, da, ok. E foarte frumos și curaj. Cu cât te leagă mai tare în fostă relație, experiență personală, nu mai dai de cap și să iei, asta e. Ei, când e asta e, ți se deschide o ușă. Și atâta te-au mai văzut cineva lângă. Odată dispar din viața familiei tale, a problemelor, a nu știu ce. Trebuie să ai coaie, da? Trebuie să ai curaj și să te arunci în nicăieri. Acolo e ușa, acolo e quantum leap, acolo e săritura cuantică, acolo e săritura leului. Leu trebuie să fii, da? Leu curajos și se aruncă și tu știi, ai mâini, ai picioare, ai profesii, ai tot. Poți să fii subjugat de un job, nu poți să fii sclavul unui job sau sclavul dorințelor tale, nu poți să fii. Acolo e o ușă. Păi să vezi ce liber te simți și nu mai ai treabă. Da, dar ele mă făceau sclavul dorințelor mele, eram și mă făceau să mă simt liber și... Ei, nu mai e așa, gata, urci în vibrație, nu mai e așa. Încearcă. Știu că e greu, știu prin ce am trecut, da. Trebuie aia, că dacă n-am aia, n-am bani, n-am nimic. Nu. Ok, cred că am răspuns, nu? La întrebarea de dimineață care a venit de undeva, de la cineva, cred că și știu în partea cui. Bine, acolo e și e minunat. Începe o altă viață pentru tine, începe un alt pământ pe care îl ancorezi din ceea ce simți, da? Acolo unde te trage sufletul. Sufletul nu înseamnă numai aici, numai suflet. Sufletul înseamnă toate chakrele deschise. Sufletul înseamnă și mental. Sufletul înseamnă și chakra a doua, ai să râzi. Sufletul înseamnă și ancorarea și prima chakra. Sufletul înseamnă tot. E un tot întreg. Nu poți să zici, domnule, aici simt, aici nu, da? Cum ziceai. Aici simți, da? Acolo simți, aici e în cool state, ca să nu mai ai scrânciubă ăla debil pe care erai dependent de una caldă, una rece, da? Și aduceai așa în jertfă mod, aduceai lumea în jurul tău, un fel de manipulare, era aici. Inima ba iubea, ba nu iubea, ba, da? Și cineva a găsit în asta, în 3D, echilibru. Da, ba, da, ba. Ori, echilibru e deloc și de aici din deloc, nimic, un pic egoistic sună, răcit, da? Dorința e aici, e un pic trece în energie masculine și femeile și bărbații, mai mult energie masculine, da? Mai mult, un fel de te învață patriarhatul în 3D, bărbații, cum făceam pentru, da? Cum țineau putere, sex, bani și sânge era război, da? Erau 3, de fapt, la 4, cumva. Da, țineau în frâu toate astea, da? Din cool state. Gândeau și numai chakra a doua, dorințele și mintea,
rezonabil, nerezonabil, e nevoie sau nu, ce ți aduce, ce ți aduce plăcere, în plăcere totul, se ducea totul în plăcere. Deci gândea în 3D, se gândea ca să totul în plăcere, chakra a doua să fie mulțumită. Erai sclavul chakrei a doua, și femeile și bărbații. Da. N-avea treabă sufletul săracu, era... Da, da, da. Și atunci urci în vibrații, aici e cool state, pe parcurs se răcește una alta. De ce nu e nevoie? Se activează una alta, da? Pornit kundalini, da? Da? Aici, kundalini pornit, aici e nebunie, aici da sau ba, iar e nebunie, auzi voce, nu știu ce, da? Săritura quantum leap. Și începi să ți le echilibrezi. Da? Vai, de ce inima nu răspunde? Și mi-e drag omul și simt și nu știu ce, și chakra a doua, una a doua, după el, după ea. Da? Da. Așa, încetuț, încetuț, încep să înțelegi ce și cum lucrează și unde, de unde tu ești la volan. Da? La volanul chakrelor. Mai sunt chakrele, te țin pe tine subjugat. Ce simte chakra a doua, aia faci de nebun. Nu, stai așa. Stai așa, un pic de ăsta, călugăr, monk, mod, scheză. E nebunită chakra a doua, ok. Chakra a doua și tăgâma și ce pierd? Când chakra a doua, tot numai pentru chakra a doua. De cațări pe pereți, kundalini, da? Și vrei acolo, vrei acolo, vrei acolo. Și energetic. Și ce ai rămas? Ai rămas la legheanul spart. Da? Așa era o vorbă. Nu pot să spel rufele în legheanul spart, da, ceva de gen. Începi să înțelegi unde ești și să nu mai fii culmeie. Da? De-aia echilibrai chakrele. Nu că, da? Sau am grijă la organismului, sau am grijă la mașinii minunate, da? Ele se transformă, ele pe parcurs se transformă. De-aia se transformă. Când înțelegi despre ce e vorba, aha, moment dismis, chakra s-a transformat. Nu mai se ocupă de ce se ocupa în 3D, chakra a doua. Se ocupă de altceva. Transmit, până la urmă, ele se transmită între ele și rămân... Eu așa m-am trezit într-o zi. Când m-am reîncarnat, de la început, alea de la început sunt adevărate, adu-ți aminte, înapoi în viitor și adu-ți aminte. Rămân doar două chakre. Da? Deci asta în cool state, pentru că acolo lucra foarte tare și aici. La un moment dat aia nu mai e așa, rămâne aici, da, era, e cumva, dar rămân numai două. 3, 2, 2, dar cumva în partea de, ca să țină în vertical tot ce gândești, faci ca și stare în spirit. Da, ok, acolo, acolo.